Bine te-am regăsit la o nouă lecție de gramatică aplicată. Materialul următor are în vedere următoarele aspecte. Completiva indirectă, termenii regenței acesteia, sursele pentru recapitularea completivei indirecte și construirea unei fraze care va include o completivă indirectă. Așadar, completiva indirectă. Ce este? Păi, o realizare propozițională a unui complement indirect. Iată un exemplu, da? Din materialul auxiliar. Este o realizare propozițională a complementului indirect. Iată aici un complement indirect pe care îl pot transforma într-o completivă indirectă. Andreea trimite cărți oricui este copil sau oricui are nevoie. Andreea oferă ajutor oricui are nevoie. Iată aici am o completivă indirectă care, bineînțeles, la rândul ei se poate contrage într-un complement indirect și pot să spun că Andreea oferă ajutor oricui. Și gata. Bun. Termenii regenți? Păi, verbul sau locuțiunea verbală, adjectivul sau interjecția. Iată, da? În materialul recapitulativ, iată și exemplele cu, acești regenți. Înainte să te apuci de lucru și să construiești și să faci exercițiile din acest material, îți recomand să recapitulezi completiva indirectă. Pe site-ul www.educred, da, Învățământ Gimnazial, vei găsi materiale. Pe canalul de YouTube vei găsi materialul teoretic despre completiva directă. Pe canalul de YouTube EduCred Gimnaziu și de acolo poți să cauți completiva indirectă. Dar hai să vedem cum se construiește o frază. Mai întâi să ne gândim la un context. Iată, un sfat pe care să-l adresez colegilor sub forma unei fraze. O frază alcătuită din propoziție principală și propoziție subordonată completivă indirectă. Pasul 1. Reține despre ce trebuie să scrii. Stabilește termenul regent. Construiește propoziția care include regentul. Construiește subordonata și, bineînțeles, verifică fraza. Hai să vedem. Am reluat contextul, scrie un sfat adresat colegilor. Ideea. Păi care e ideea? Un sfat adresat colegilor. Bun. Regentul. Ai posibilitatea să alegi un verb, o locuțiune verbală sau poți să alegi un adjectiv. Sincer, eu prefer verbele, în cazul completivelor, eu prefer verbele care, ca termen regenți. Construiește o propoziție cu termenul tău regent. De exemplu, oferă încredere. Da, iată, am o propoziție. Da? Construiește acum subordonata. Pornești de la propoziția pe care ai realizat-o, oferă încredere, da? Și ai grijă să construiești o subordonată. Cum? Păi introducând mai întâi elementul de legătură. Elementul de legătură poate să fie cui sau oricui. Da? De aceea îți spuneam să verifici și să te duci să urmărești materialele teoretice. Oferă încredere cui oricui merită cu adevărat. Ce am făcut eu în situația aceasta? Am ales ca elemente introductive cui și oricui pentru că mă ajută foarte mult să construiesc o completivă indirectă.
Da? Oferă. Are deja un subiect. M-am exprimat și am folosit verbul la persoana a doua pentru că este sfat pe care îl adresez colegilor. Da? Poți, de exemplu, să folosești și persoana a doua plural, să spui oferiți încredere cui sau oricui merită cu adevărat. De ce nu? Pot să folosesc și forma de plural, dar eu m-am gândit că vreau să fiu mai personală și să fiu mai apropiată. Bun. Acum verifică fraza, da? Să verificăm. Păi, ia să vedem. Am un sfat? Da, le-am oferit sfatul să ofere încredere cui merită. Bun, am sfatul. Am regentul? Păi regentul meu este verbul ofer. Am regentul. Da? Apoi, am propoziția principală, o am pe aceasta. Să verific, am construit corect subordonata. Cui oferă încredere? Oricui merită cu adevărat. Am făcut și subordonata și propoziția. Da? Ceea ce înseamnă că, bineînțeles, am și verificarea. Da? Mă uit, am două propoziții, așa cum mi se cere, este o frază, o propoziție principală, o propoziție subordonată, completivă, indirectă. Iată câteva exerciții individuale pe care, de fapt, le poți rezolva respectând și pașii, de fapt, de mai sus. Să scrii o informație despre un prieten sub forma unei fraze, da? Cu alcătuită din propoziție principală și completivă indirectă, sau să alcătuiești o frază în care verbul a descrie să fie termenul regent. Iată, de data asta ai evitat pasul cu termenul regent, pentru că deja eu am pus termenul regent în ceriță. Să formulezi un enunț în care propoziția oamenii mamei mele întreabă, da? Să fie regentă. Deci deja ai propoziția principală regentă, tu trebuie doar să adaugi propoziția completivă indirectă. Sau îți ofer propoziția completivă indirectă și tu trebuie să te gândești să ai propoziția regentă. Da? Bun. În regulă, dacă ai nevoie de informații suplimentare, poți să consulți Gramatica Limbii Române pentru gimnaziu, este recomandată, sau Gramatica Limbii Române Editura Academiei, dar acesta o recomand pentru profesorii tăi. Resursele pe care le-am utilizat sunt completiva indirectă, este un material cred și, bineînțeles, m-am folosit de Microsoft 365. Îți mulțumesc și ne reauzim la o lecție de gramatică aplicată.